să vă prezentăm Bazilica di San Francesco, cel mai reprezentativ monument arhitectonic din urbea natală a Sfântului Francisc Assisi. Pereții Bisericii Superioare sunt împodobiți cu splendidele fresce ale pictorului Giotto di Bondone, care ilustrează episoade revelatoare din Legenda Maior, biografia Sfântului scrisă de teologul Bonaventura da Bagnoregi. Ele au marcat începutul unui nou limbaj plastic inițiat de artistul prerenascentist. După ce papalitatea a confirmat ordinul franciscan, întemeietorul acestuia și câțiva dintre adepții lui s-au retras în satul Rivotorto, petrecându-și timpul în meditații și rugăciuni. Într-un astfel de moment, spre uimirea însoțitorilor, treziți din somn, el s-a înălțat la cer într-un orbitor car de foc, cum precizează biograful. În fresca lui Giotto, vehiculul ceresc, frumos ornamentat, seamănă mai degrabă cu un elegant car roman tras de doi cai nărăvași. Artistul nu a respectat întru totul descrierea lui Bonaventura, deoarece în epoca sa, franciscanii renunțaseră la sărăcia aspră impusă inițial prin legământ. Adăpostul din Rivotorto, unde au stat Francisc și discipolii săi, nu este nici pe departe o colibă umilă, ci o construcție spațioasă, atent decorată. Iar frații, deși ar fi trebuit să umble desculți, sunt înfățișați purtând sandale. La câțiva kilometri de Assisi, în câmpie, pe locul fostei colibe, poate fi vizitat vechiul sanctuar Santa Maria di Rivotorto, extins și refăcut în stil neogotic după un cutremur din anul 1854. Oglindind aspecte reale din viața contemporană, pictura lui Giotto înlesnea înțelegerea mesajului religios. Să privim scena intitulată Viziunea tronurilor cerești. În timp ce viitorul sfânt se roagă în fața altarului bisericii din Bevania, călugărul din preajma lui zărește pe cer 5 jilțuri. Un înger îi spune că, datorită smereniei, Francisc va sta în cel mai impunător, din mijloc, ocupat înainte de Lucifer, arhanghelul damnat pentru că s-a crezut egalul lui Dumnezeu. Asemănarea tronurilor și altarului cu cele din bisericile vremii întărea credința oamenilor în adevărul acestei legende. Povestește cum au fost izgoniți diavolii din Arezzo, capitală a provinciei omonime și centru episcopal. Orașul era permanent tulburat de neînțelegeri și conflicte puse de frații franciscani pe seama păcătoșilor posedați de Satana.
La rugămintea lui Francisc, un confrate preot exorcizează demonii care fug îngroziți. Eliberați de hidoasele făpturi, locuitorii apar spășiți la porțile cetății. Și în acest tablou este prezentă realitatea din epoca artistului. Edificiile urbei medievale și impozanta catedrală sunt descrise în detaliu. Totuși, pictorul dovedește încă stângăcie în compunerea spațiului tridimensional. Dar oamenii de rând nu erau preocupați de aspectele tehnice ale picturii religioase. Ea le sporea încrederea în puterea izbăvitoare a credinței. Iată încă un exemplu. Este vorba despre o întâmplare petrecută după cucerirea regatului Ayyubid din Egipt în timpul celei de-a cincea cruciade. Potrivit legendei Maior, Francisc a încercat să-l convingă pe sultanul din Damieta de măreția învățăturii lui Isus. I-a propus să aprindă un foc mare în care să intre pe rând el și un sacerdot egiptean. Cine va scăpa teafăr va dovedi puterea credinței sale. Dar niciunul dintre supușii sultanului n-a acceptat provocarea. Pentru a face scena mai convingătoare, Giotto a pictat și văpaia care i-a speriat pe preoții din Damieta. Totodată, se observă atenția deosebită acordată individualizării personajelor prin gesturi și amănunțite trăsături fizice care le dezvăluie stările sufletești. Acest episod s-a petrecut lângă orașul Assisi, în codrul unde cuviosul Francisc se retrăgea adesea ca să se roage. Într-o noapte, câțiva frați l-au văzut ridicându-se într-un nor scânteietor către cer, sub binecuvântarea lui Isus. Starea de extaz, sugerată prin înălțarea brațelor, îi adeverea, spre mândria franciscanilor, vocația apostolică și evanghelică. Ea reiese și din pictura care descrie celebrarea nașterii lui Isus din satul Grecio în anul 1223. Bonaventura scrie că Francisc a cerut ca mesa să se desfășoare afară, într-o peșteră, unde, lângă oiesle, să fie un bou și un măgar. Ieslea și animalele apar și în frescă, Giotto redând totodată atmosfera de adâncă evlavie a enoriașilor participanți la liturghie. Mesajul era clar. Betleemul se afla pretutindeni cât timp exista în inimile oamenilor. Dar artistul s-a abătut din nou de la versiunea biografică, înlocuind peștera cu un așezământ franciscan din care nu lipsesc ornamentele specifice arhitecturii medievale. De fapt, majoritatea scenelor nu amintesc de Sfântul Sărac,
ocrotitorul nevoiașilor sau vindecătorul bolnavilor, ci de marele întemeietor al unui ordin prosper care a răspândit cuvântul lui Hristos și a clădit biserici impozante. Mesa de la Greccio încheie șirul evocărilor din dreapta navei. Următoarele două se află pe partea opusă intrării. Prima relevă un miracol săvârșit pe stâncile La Verna, din inima Toscanei, unde Francisc mergea să se reculeagă. Când a sosit acolo, călare pe măgar, deși suferind, a îngenunchiat, rugându-l pe Dumnezeu să potolească setea țăranului care îl însoțea alături de doi călugări. Și, deodată, în fața lor, a țâșnit un izvor. Dorind să exprime esența povestirii lui Bonaventura, Giotto a redat momentele succesive ale întâmplării într-o singură compoziție piramidală. În centru, retras pe o culme, Francisc e adâncit în rugă. În planul inferior, țăranul însetat se repede să bea apa izvorâtă din munte. La stânga, cei doi franciscani ne mărturisesc, prin priviri, că se așteptau la minunea înfăptuită de superiorul lor. Tâlcul acestei călătorii și peisajul în care se desfășoară ne trimit cu gândul la profetul Moise, care a scos apă din piatră seacă pentru poporul său, și la confesiunea lui Isus de pe muntele măslinilor. Asociere menită să evidențieze înalta spiritualitate a Sfântului Francisc. El putea comunica și cu necuvântătoarele, cum vedem în scena de pe fațada dinspre răsărit, unde ține o predică păsărilor. În altă biografie a lui, scrisă de franciscanul Tommaso da Celano, pe care Bonaventura a încercat să o distrugă, se menționează că păsările cărora le vorbea Sfântul îi reprezentau metaforic pe dezmoșteniții sorții. Însă Giotto a transformat metafora în realitate, accentuând încă o dată harul părintelui franciscanilor. Pentru a confirma adevărul episodului, a adăugat și un martor care lipsește din legenda Maior. Pretutindeni, aceiași arbori, sub ale căror coroane ușoare, cu frunzișul bătând în albastru, șerpuiesc nenumărate cărări. Draperii stranii de licheni se leagă în bătaia vântului, sporind misterul acestei păduri, alcătuite dintr-o specie de tamarin unică în lume, al cărei habitat e restrâns la podișul insulei Reunion. Nici prea sus,
nici prea jos, între 1200 și 2000 de metri. Tamarinul de Podiș este o acacia din familia Fabaceae sau leguminoase. Una dintre cele 1500 de specii de acacii, majoritatea răspândite în Africa, India și Australia. Numele comun tamarin a fost acordat prin analogie cu Tamarindus indica, zis pe scurt tamarind, adică în arabă curmal de India, deoarece fructele sale seamănă cu drupele curmalilor. Dar cei doi arbori se deosebesc prin alură, mod de viață, frunziș, înflorire sau calitatea lemnului. Denumirea științifică a tamarinului de Podiș, Acacia heterophylla, provine de la frunzele sale cu forme diferite. Unii botaniști susțin că e originar din Mauritius ori Australia, alții că ar fi din Africa sau Hawaii. Dar s-a dovedit că este endemic în Reunion, de unde s-au importat semințele pentru plantațiile din alte zone tropicale, precum Madagascar. Pădurile umede din masivele de altitudine medie sunt arealele preferate ale tamarinului. La peste 2000 de metri, dacă există, el nu depășește talia unui arbust. Acacia heterophylla crește în grupuri, împărțind totuși habitatul cu mici bambuși indigeni sau ericacee arborescente, în funcție de localizare și de altitudine. Este regele ținuturilor vulcanice, acide, afânate și spongioase, bogate în substanțe organice, unde își păstrează puritatea și maestuozitatea. În solul sărac pierde din înălțime, iar trunchiul îi se deformează. Aici, la Bebur, se află cea mai importantă dintre pădurile de tamarin protejate, întinsă pe aproximativ 6.000 de hectare. Din depărtare, frunzele tamarinului seamănă cu cele de măslin, dar verdele este mai special. Arborii cresc natural, destul de drept. Dar cum insula Reunion e în calea multor cicloane, unii pot fi contorsionați sau chiar culcați la pământ. Totuși, supraviețuiesc astfel multe sute de ani, fiindcă dau noile stari care pornesc spre soare pentru a domina coronamentul. Contrar a ceea ce ne-am putea imagina când vedem această densitate în pădure, tamarinul de Podiș este incapabil să se regenereze la umbra altor arbori mai mari, căci semințele sale au nevoie de multă lumină pentru a germina. Acumulate în sol de câteva decenii, ele pot să iasă din această fază de amorțire, contribuind la caracterul gregar al speciei.
dacă are condiții optime, adică un loc însorit și suficient de umed, vânt slab și solul adecvat, tamarinul prosperă și poate atinge 25 de metri înălțime. Dar, în medie, el nu depășește 15 metri. Înrădăcinarea este superficială, făcându-l vulnerabil la vântul puternic și, bineînțeles, la cicloane. Scoarța sa, brun-cenușie, are fisuri ce se adâncesc spre bătrânețe. Din trunchi pornesc crengile sinuoase, când orizontale, când verticale, într-o aparentă încălceală. Rămurelele poartă frunzele de un verde gălbui, al căror dimorfism, în strânsă legătură cu vârsta, e una dintre caracteristicile acestui arbore și a celor înrudiți cu el. Astfel, frunzele tamarinului tânăr, ca și ai lăstarilor, sunt mici, compuse și pipenate, fixate pe un petiol. La maturitate, ele își pierd limbul, rămânând doar petiolul, care crește și se aplatizează, luând înfățișarea unei lame de cuțit, colorată ușor în albăstrui și recurbată, cu marginile netede. Între aceste două extreme, toate formele intermediare sunt posibile. Izgoniți în 1291 de turcii selgiucizi din Acra, singurul oraș pe care îl mai stăpâneau în Țara Sfântă, ultimii cruciați au pornit spre Europa, ajutați de ordinul militar religios al cavalerilor templieri. Posesorii unor averi fabuloase câștigate la Ierusalim, templierii s-au stabilit în sudul Franței, ajungând, prin intermediul primei corporații internaționale pe care o înființaseră pentru a le înlesni afacerile, să controleze finanțele, spre invidia celor mai importanți nobili, în frunte cu regele Filip al IV-lea, supranumit Cel Frumos. Aveau propria lor armată, cu care treceau toate frontierele și intenționau să-și întemeieze un stat monastic. Supunându-se numai papei, își permiteau să încalce legile economice și să nu plătească niciun impozit, privilegii care le-au sporit bogăția, dar și dușmanii. Cel mai înverșunat adversar al cavalerilor templieri era chiar suveranul Franței,
zis și regele de fier, care, tocmai fiindcă îl împrumutaseră cu o sumă uriașă de bani, a țesut în jurul lor o perfidă rețea de intrigi. N-a pregetat să-i defăimeze și în fața papei Clement al V-lea, protectorul lor, care își mutase reședința la Avignon. Faimosul său palat, construit cu sprijinul financiar al templierilor, de-a lungul a 17 ani, pe o suprafață de 15.000 de metri pătrați, era cel mai mare din Europa acelor timpuri, deși adăpostea permanent doar 20 de slujbași. Folosindu-se de mărturii false, obținute abuziv, Filip îi acuza pe insolenții cavaleri de blasfemie, erezie și sodomie. Primind și încuvințarea papei, el a poruncit arestarea simultană a marelui maestru al ordinului, Jacques de Molay, și a altor templieri francezi în vinerea de 13 octombrie 1307, dată considerată de atunci nefastă. Siliți prin chinuri cumplite, mulți au recunoscut ceea ce nu făptuiseră niciodată. În realitate, erau victimele unei campanii mărșave puse la cale de potentații vremii pentru a-și proteja interesele economice și politice. În același an, la 22 noiembrie, după nenumăratele insistențe ale regelui și constrâns de revoltele iscate de mărturisirile deținuților, Papa Clement a emis bula Pastoralis Preeminentiae, prin care monarhii europeni erau îndrituiți să-i întemnițeze pe toți cavalerii templieri și să le confiște averile. Știindu-i nevinovați, ulterior, sanctitatea sa a renunțat să-i incrimineze, potrivit pergamentului de la Chinon, un document al procesului templierilor, descoperit în arhivele Vaticanului în anul 2001, din care reiese că în 1308 i-a absolvit de toate ereziile. Dar în altul pontif n-a fost consecvent. Conciliul de la Vienne din 1311-1312 a aprobat alte două bule papale. Vox in excelso, care dizolva oficial ordinul templierilor, și ad providam, care oferea cea mai mare parte a averilor ordinului ospitalierilor, înființat tot la Ierusalim după prima cruciadă. Nimic nu-i mai putea salva pe succesorii celor care, în urmă cu două secole, salvaseră pelerinii creștini din Țara Sfântă. Parisul, altădată îmbietoare gazdă pentru unele dintre mărețele lor ctitorii, între care Catedrala Notre-Dame, a devenit locul unde au fost torturați, iar unii și uciși. Această placă amintește de tragicul sfârșit al lui Jacques de Molay. În 1314, când i s-a pronunțat sentința, el și-a retractat declarațiile de la interogatorii, înfuriindu-l pe regele de fier atât de tare, încât i-a hotărât chiar în acea zi, de 18 martie, arderea pe rug. Legenda spune că marele maestru și-a sfidat călăii până în ultimele clipe, cerând să fie legat cu mâinile în semn de rugăciune și cu fața spre Catedrala Notre-Dame. Apoi, cuprins de flăcări, i-a amenințat pe principalii săi acuzatori, regele și papa,
În curând veți fi la judecată în fața lui Dumnezeu. Blestemul s-a împlinit. Clement al V-lea a murit după o lună, iar Filip cel Frumos după 7 luni la o vânătoare. Puțin mai înainte își însușise bunurile imobiliare ale osândiților pentru a-și plăti datoriile. Însă relicvele religioase și aurul pe care templierii le-ar fi adus de la Ierusalim nu s-au găsit. Poate că nu au fost căutate în locurile potrivite. De pildă, în sudul Franței, la Montségur, în castelul catarilor, care, sugerează legendele locale, i-au ajutat pe templieri să-și ascundă comorile. Adepții ai unei mișcări social-religioase eretice, catarii s-au retras aici pentru a se apăra de mânia papei Inocențiu al III-lea, care, în 1209, declanșase împotriva lor o sângeroasă cruciadă de 20 de ani. După ce a rezistat unui asediu de 9 luni, fortăreața de la Montségur a fost cucerită la 15 martie 1244. Se spune că, sub ocrotirea întunericului, două femei catare s-au strecurat pe poarta din spate a cetății, ducând cu ele documente valoroase și o parte din comoara încredințată de templieri, incluzând și Sfântul Graal, potirul lui Iisus la cina cea de taină, în care Iosif din Arimatea i-a strâns sângele în timpul patimilor. Lângă ruinele unei vechi biserici catare din satul Alelebin, arheologul Michael Arbuthnot a auzit o altă legendă, conform căreia, în ajunul arestării cavalerilor templieri, presupusul lor tezaur, păstrat într-un edificiu din Paris numit Templul, a fost transportat cu două căruțe în portul La Rochelle, unde îl aștepta o corabie ce pornea către o destinație sigură, adică spre Scoția, țară excomunicată, deci nesupusă jurisdicției papale. Acolo, fugarii se puteau adăposti fără teamă, împreună cu cea mai prețioasă zestre a ordinului. Traversând canalul Mânecii, e posibil să se fi oprit întâi la Londra, unde se află și acum templul, construit în urmă cu peste 7 veacuri, după modelul arhitectonic al Bisericii Sfântului Mormânt din Ierusalim. Este unul dintre cele mai importante testamente ale foștilor cavaleri cruciați din anii 1220 și 1230, când se străduiau să sporească fondurile necesare războiului din Țara Sfântă. Descoperită întâmplător în secolul al XVIII-lea, lângă strada principală, peștera din orașul Royston, e o altă dovadă că în Anglia era acceptat ordinul templierilor. Se crede că discipolii săi au amenajat grota înaintea anului 1312 pentru a avea un lăcaș sacru, când li s-au abolit drepturile. Sau poate găsiseră acest loc tainic pentru a adăposti bunurile cele mai prețioase. Oricum, decorul evocă un ciudat univers spiritual, despre care vom vorbi în ultimul episod al acestui documentar.
Reproducerea animalelor rare în captivitate e dificilă, dar cum atâtea specii sunt amenințate, grădinile zoologice încearcă să salveze fiecare pui. Este o după-amiază calmă la Zooturoparc din Lyon, Franța. Însă rezidenții nu cunosc drama din Țarcul Maimuțelor Păianjen, genul Ateles. Ea se numește Casiope și la 19 ani este gestantă pentru a treia oară. Dar are un trecut tragic. Cei doi pui anteriori ai săi s-au născut morți. Așa că acum, managerii grădinii zoologice au decis să-i se facă o cezariană. Chirurgul veterinar nu a mai operat un caz asemănător la o maimuță păianjen. Nu-i va fi ușor, dar îi oferă lui Casiope cea mai bună șansă de a avea un pui sănătos. După 12 minute tensionate, un mascul e scos din pântecul mamei sale. Primele momente sunt cruciale pentru supraviețuirea lui. Apoi, curățat, uscat și stabilizat, va fi dus în secția de terapie intensivă, unde va fi ținut permanent sub observație. După câteva săptămâni, puiul, numit Che, se simte bine. Dar, pe neașteptate, Casiope a murit, lăsându-și fiul orfan. Deși ea a trăit destul de mult pentru o maimuță păianjen, îngrijitorii de la grădina zoologică sunt triști. Cum nu există altă femelă din specia sa care să adopte puiul, îl vor crește ei. Charlène Le Breton, de profesie biolog, s-a oferit să-l ia, deși nu are experiență cu un nou născut de maimuță păianjen. Ursulețul de pluș este substitutul mamei, de care Che se agață pentru confort și protecție. Charlène trebuie să-l cântărească zilnic și îi scoate scutecul pentru ca rezultatul să fie exact. La rândul său, Che trebuie să renunțe la Teddy, ceea ce el nu acceptă lesne. Greutatea va fi cel mai bun indicator pentru sănătatea și progresul lui. 930 grame. După ce e cântărit, puiul agitat revine lângă Teddy. Scutecele pentru bebeluși sunt prea mari pentru Che, dar Charlène improvizează folosind sfaturile de la alte grădini zoo și cunoștințele sale de biolog. Urmează micul dejun. Dieta corectă este foarte importantă oricărui pui în creștere. Che suge din biberon de două ori pe zi lapte pentru copii nou născuți, bogat în proteine și alte substanțe nutritive. Ca toate maimuțele păianjen, el va primi lapte aproape 2 ani. Însă are nevoie și de hrană solidă. În sălbăticie, aceste primate trăiesc în pădurea tropicală sud-americană, unde lăstarii și fructele reprezintă 90% din alimentația lor. Charlène va încerca să le înlocuiască. Azi îi oferă pupilului ceva special, iaurt. Grădina zoologică găzduiește de 4 decenii un grup de maimuțe păianjen. Sunt cățărătoare experimentate. În sălbăticie,
își petrec mare parte din timp în copaci, unde dorm și caută mâncare. Își datorează numele picioarelor subțiri foarte lungi și cozii, care acționează ca un al cincilea membru, ajutându-le să se echilibreze și să sară din creangă în creangă. La această vârstă fragedă, Che se poate prinde deja cu coada, dar mușchii încă nu i s-au dezvoltat. Căsărarea este instinctivă la specia sa, iar el se dovedește nerăbdător să exerseze chiar și în cușcă. În compania lui Teddy învață repede. E încă foarte mic și are nevoie de îngrijiri permanente. Așa că Charlene trebuie să-l ia la ea acasă. Din fericire, locuiește la zoo. În ciuda absenței mamei sale, Che evoluează bine. Ca să-i crească încrederea în sine, Charlene îl lasă să se deplaseze singur. Astfel își întărește mușchii și își coordonează mișcările. Din nou, Teddy îl stimulează. Aici are prilejul de a cunoaște alte animale, precum indiscreta pisică. Aceste primate remarcabile sunt amenințate în habitatele lor, iar Che trebuie să ajungă la maturitate pentru a corespunde programului de reproducere a maimuțelor păianjen în captivitate, program dedicat siguranței genetice a speciei lor periclitate. Pentru orice pui, pierderea mamei poate fi traumatizantă și chiar mortală. Din fericire, viitorul lui Che nu mai este incert. Curând, potrivit deciziei directorului grădinii zoologice din Lyon, altă odraslă de maimuță păianjen va fi adusă aici ca să se formeze un grup nou. Dar până atunci, Charlene va îngriji acest pui prețios cu toată dragostea de care el are nevoie.